Un anunț șoc venit de la Iași provoacă un val de îngrijorare. Medicii de la Spitalul de Urgențe au bănuiala că substanțele etnobotanice ar conține și droguri de mare risc. Analizele toxicologice au scos la iveală acest lucru în cazul a doi pacienți care au ajuns în stare extrem de gravă la camera de gardă. Raluca Alexandru are date suplimentare. Bună seara, Raluca! Bună seara! Medicii de la Spitalul de Urgențe din Iași au dat alarma după ce analizele de laborator au arătat că tinerii aveau în sânge cocaină și cannabis, deși ei au declarat că au consumat doar plante aromatizante. Le-au cumpărat, susțin ei, de la magazinele de vise pe care le găsesc la fiecare colț de stradă. Situația e gravă, spun doctorii, pentru că aceste amestecuri le pun viețile în pericol. Cei mai mulți dintre ei sunt însă abia la vârsta adolescenței și nu știu că, de fapt, devin dependenți de droguri. Tânărul susține că nu a consumat niciodată cocaină sau alte droguri de mare risc. Din curiozitate, ar fi încercat doar produse etnobotanice. Analizele arată însă că în sânge avea și etnobotanice, dar și cocaină. Ajunsese la spital într-o stare cumplită. Îi curgea sânge din nas, avea convulsii, halucinații și vărsături. Opiacele, cannabisul sau cocaina sunt prezente în astfel de substanțe, deși pacienții spuneau că au consumat strict produse etnobotanice. La scurt timp a apărut și al doilea caz, iar medicii au avut bănuiala că în plicurile cu etnobotanice ar putea fi introduse droguri de mare risc, menite să le creeze dependență clienților. Sunt deja dependenți de produsele pe care le vindeți. Iau câte 6 plicuri odată, 10 plicuri. Și senzația care? Senzația nu știu. N-ai încercat niciodată? Nu. Ca o grămadă de proteinele. Combinate cu tot felul. I-am anunțat de fiecare dată pe cei de la Agenția Națională Antidrog, cu care avem o colaborare de ani de zile, și am încercat să-i avertizăm și pe cei de Ministerul Sănătății să actualizeze lista de substanțe interzise. Din păcate, legea nu a ajuns să fie promulgată de președinte. De apar tot timpul alte substanțe cu compoziții diferite, dar care conțin o substanță activă care este drog. De la începutul anului, numai la Spitalul de Urgențe din Iași au ajuns peste 200 de tineri intoxicați cu produse etnobotanice.